găsit el asta o chestie, dar nu pot să ce faci. Eu vin să-ți dau umbrală și tu. Nu te mai pup, Doamne, te cam uitat. Dar nu te mai prostii atât. Dar eu vreau să mă limp. Nu mai m-am supărat. Păi eu m-am supărat, că tu direct ai zis. Nu mai vorbesc. El e rușinos, dar nu e rușine să zică, uite-te ce... Vino, vino aici să zic, vino. Vino aici. Dacă mă pup? Nu, vino să zic ceva înainte. Dacă mă pup? Păi să zic, n-am și după aia vedem cu ce zici tu. Sau ce... Nu pot să mă explici. Să-mi zici că rog să n-ai pornache. Nu, ce rușine. Dar am zis că e îmbrăcată pornache. Dar până aici. E până aici desfăcută. Și nu mă deranjează pe mine. Dacă erai tu, de exemplu. Dar așa, dacă Luanda îi place, ce treaba mea? Dar nu mai zi. Nu ce rușine să zic din astea. Dar tu nu mă alegi deloc. Lasă-mă, m-am supărat acum. Cer scuze. Tot timpul cer scuze și trebuie să... Nu mai zi nimica. Sau nu mai veni aici. Nu mai veni la mine. Dacă mă enervez, adică mă super. Lasă când uite că nu vine Ștefan, vreau să zic să o bă, Ștefan, ce fain ai. Bă, mă, vine, nu, ne zic, nu, ne, ce fain de-ai îmbrăcat astăzi, ce... Știu ce... Da, să vedem ce fain e, nu? Nu se lasă. Nu, l-ai urât. Ce zici din astea? Dar n-a fost cu intenții să mă dau. Am venit și dacă eu ți-am zis. Oh, Dana, mai și zici. Știi că eu nu mă înțeleg cu ea și tu știi. Te-am înțeleg cu ea. Hai, capul meu. Bine, gata, am cer scuze. Da. Nu mai fac. Mai zic. Nu, no, Alin, mă puțin. Lăsați, nu, nu, să vii la mine să mă enervezi și să mă înțeleg. Cer scuze. Da, că tu nu știi. Alin, tu mă și pe mine puțin. Nu, că nu am cum dacă sunt supărată pe tine. Vrei să-mi zici ceva? Doar că îmi pare rău că de multe ori am fost nesimțită. Și am vorbit așa, dar am vorbit așa. Că eram nervoasă, nu pe tine neapărat, pentru că eram nervoasă cu tot ce mi s-a adunat aici. Atât. Ok. Chiar îmi pare rău. Adică nu doar ție îmi pare rău că am vorbit urât cu toată lumea cu care am vorbit urât, pentru că aveam eu stres și că n-am mai rezistat. Și ai văzut și tu că n-am mai rezistat, că de multe ori am vrut să plec acasă. Doar că, na. Oamenii de aici au vorbit cu mine și au văzut cât te-am suportat și m-au făcut să lupt în continuare. Am urcat în mine. Da. Și sper, sper, din tot sufletul meu, să-ți găsești o iubită cum îți dorești tu. Și eu. Da, dacă o să fii tu cum ești aici în casă, fără să vorbești urât, că și cum ne-ai vorbit de multe ori urât și tu, să vorbești și să-i arăți că o iubești prin respect, nu prin cuvinte și te iubești și nu știu ce, prin respect în primul rând și să-i demonstrezi că o iubești. Mie nu mi-ai demonstrat niciodată. Când mi-ai luat apărarea, nu era că îmi demonstrai lucrul ăsta. Nu era suficient. Era un semn, dar nu era suficient. Da. Și tu știi ce puteai să faci, să demonstrezi treaba asta. Nu doar zici, te iubesc, nu știu da, ce. Da, e singurul meu regret, tu știi. Ce faci, mă? Plângi? Ia dă-ți ochelari jos. Da, mă, plâng. Ce fraier ești. Știu. De ce? Dar de ce vorbești cu Bianca? Că tu știi că eu i-am zis în camera lui și când i-a făcut... Roxana i-a făcut... Cum cheamă? Lui Andy i-a făcut o cină... Bine, i-a făcut mai multe ori și în ziua aia i-a făcut... Și am zis că nimeni nu mi-a făcut niciodată o cină sau o chestie de genul... O chestie romantică, mie nu mi-a făcut nimeni. Și îmi doream și eu și de din cauza asta ți-a zis ea ție, că pentru că ea știa că eu nimeni mi-a făcut nimeni. Dar pe mine nu mă interesează dacă eu simt ce fac, eu fac. Ți-am zis că păi nu sunt influențată, nu.
Dar tu ești? Hei! Dar tu ești, dacă ți-e... Uite, Adrian, o să fie împotriva mea. O să te poată influența? Dar vezi că am văzut că vorbești cam multe cu ea. Păi dar suntem prietene. Deci ți-a spus că, domnule, nu știu ce am făcut eu. Vezi că ți le dă cu subtilități și tu înțelegi. Dar înțeleg cum vreau eu. Nu e nașpa, dar sunt supărat. Da, nu e supărat, doar crezi asta, vezi că... Îmi spargi dinții când te ridici așa. Să-mi spargi dinții? Mie. Ce anume? Mie. Îți spargi dinții? Vrei să cânt? Ce mai simți în momentul ăsta pentru Simina? Ce simt eu pentru ea? Un deosebit respect, atât simt pentru ea. Nu mai iubești? Mm-mm. De nu ce? Mai. Ea a avut o declarație pe care a dat-o aici și a spus că tu ești un om special și faptul că în acest moment conștientizezi că ea are o relație cu Alex, nu vrei să-l mai superi pe Alex, de aceea nu mai intervii în relația lor. E adevărat? Da. Da, din cauza lui. Pentru că și în casă de multe ori n-am făcut. Am fost sfătuit de foarte mulți oameni. Bă, fă ce simți, gata, du-te, bagă-te, ia ce e al tău, vorba lui Mocan. Dar n-am putut pentru că... Mie mi s-a părut că trebuie... tu ai insistat așa, că te-ai dus foarte mult. Am insistat un pic, eu, na, simțeam, dar... Adică, la un moment dat nu mai țineai cont de sănoagă. Te-ai dus în sezonul 1 da, cu toate dus... armele către nu, ei. Nu, nu cu toate, nu. Nu. Doar cu jumătate? Sau pe sfert? Cu una. M-am dus cu un pistol și aveam tanca acasă. Ceva de dar ce melodie ai dedicat atunci când te-ai dus în casă? Ei mi-ai făcut o melodie imediat după ce ai plecat de aici la Bobis. Știu că ai făcut o melodie... Inconștientă, da, inconștientă. Simine. Dacă va recunoaște, probabil va recunoaște că n-are ce să facă, să va vedea. Dar... dar tu de unde știi? Ea a venit aici în emisiune, a stat pe unul dintre scaunele acestea și a spus că nu este însărcinată. Este însărcinată. Este însărcinată. Mi-a spus și prietenii, da. Dar ea chiar aseară mi-a spus. Da, eu chiar vreau să te întreb altceva pe tine. Ce ți-a spus ție Simina atunci când s-a despărțit pentru două zile de Alex Zânoagă? Știu că ei au avut o ceartă, au recunoscut aici că s-au certat și ea a plecat de acasă. Și mai mi-a spus că a vorbit cu tine la telefon. Că tu, da, că tu ai știut de aceea. Mă trageți de limbă sau cum? Păi. Mi-a cerut ajutorul, i-am spus, eu în casă când a plecat, i-am spus, nu s-a dat la televizor ce am vorbit noi, s-a pus doar pe YouTube, i-am spus dacă vreodată are nevoie de mine și o pot ajuta și știe că o pot ajuta, să mă sune. Și ea fiind în București, fiind singura cunoștință în afară de la pe care o cunoaște, m-a sunat și mi-a cerut ajutorul. Și eu am încercat să o ajut, dar între timp să rezolvase problema cu Alex și... Adică ea ar fi vrut să rămână în București și trebuia să stea undeva, din câte înțeleg eu, nu? Da. Dacă ar fi să traduc ceea ce îmi spui tu mie. Da. Serios, vorbim, cred că toată țara are afinitate pentru mine și Simina, dar... Da, toată lumea v-a văzut împreună. Da. Chiar toată lumea v-a văzut. Toată țara are o afinitate pentru mine și pentru ea. A avut și mai nou pentru mine și pentru el. A avut foarte, nu știu, foarte, foarte mult... comentarii pozitive, foarte multe comentarii pozitive, dar n-am simțit, da. n-am putut să fac mai mult. Crezi că regizorul ar încerca din nou? Ați înțeles, ăștia țin cu mine. Nu, dar toată țara te vrea cu Simina. Și noi la fel. Îl cuplează pe Alex cu Ligi și gata. Nu, nu mai e șansă, nu mai e Alex. Acum din partea mea, nu mai e șansă. De ce? Pentru că este însărcinată? Da, mai zilnic. Copil, se motivesc, sau? Subiectul deja e sensibil, nu mai e. Fii sincer, Alex. Nu cunosc situația, nu. Nu mă bag. Nu se bagă. Nu sunt aici. Ia zi tu, Ionuț. Nici eu nu știu. Și el se abține, da? Marine. Eu am fost primul care am dat inițiativa la acest subiect. Ligi se potrivește cu Zânoagă? Eu sunt curios când o fi amândoi nervoși. Fițoși. Dacă amândoi să mai fițoși, așa? Mie nu mi s-a părut fițos, Alex. Nu, cum s-ar înțelege... Eu am avut aici în studio și nu mi s-a părut fițos. Atunci, Alex, nu e fițos. Ție cum ți se pare Alex, ca și om? Alex e băiat super ok. Super, chiar serios, e super ok, doar că... Să nu fie nervos. Doar că e cu Simina. Când se enervează și Alex. Ți-ai dat seama, care a fost momentul în care ai realizat că gata, nu mai poate exista nicio legătură între tine și ea? Da, atunci când am aflat că e însărcinată, mi s-a dus tot. Sper să audă, știu că îți pare rău.
Ah, mă țe pe inimă. Și Hodor am decis să o luăm pe drumuri separate. A fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu și mesaj de încurajare pe care mi-l dați. Așa că sper să înțelegeți că noi am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiu necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire. Vă mulțumesc pentru înțelegere și Doamne ajută! Fac un video să vă spun că valorile mele morale încă sunt bine betonate în inima mea. Nu am lăsat nicio fată pentru nicio fată. Eu nu sunt cu Simina și probabil în viitorul apropiat nu voi mai fi cu vreo fată. E o perioadă de tranziție în viața mea, știți cu toții că m-am despărțit de Hodor. Nu prea m-am afișat eu cu multe fete și odată ce am făcut-o cu fata asta a fost ceva special, dar care s-a trenat și a luat-o în direcții diferite și trebuie să înțelegem asta cu toții, inclusiv eu, inclusiv voi. Există o perioadă de tranziție, vă mulțumesc pentru mesaje și pentru tot, de încurajare și de susținere și Doamne ajută! Thank you.